Astăzi vreau să vă prezint un circuit de iluminat simplu, format din un tablou electric cu o siguranță de 10A, doza de legătură, întrerupător simplu și lampa cu un bec LED. Aici avem o siguranță de 10A bipolară, deci fază nul, cu un conductor de diferite culori, respectiv maro, albastru, verde, galben. Verde, galben pentru împământare, protecție, albastru pentru nul și maro, mergem cu fază. Pe această siguranță avem scris litera N de la Nicu, da? Ceea ce înseamnă că vom pune cablu albastru de nul, iar borna liberă vom pune cablu maro, respectiv fază. De aici pleacă circuitul în prima doză. Aici se întâlnește cu firele de la lampă și aceste două fire de la întrerupător. Menționez că aceste conductoare sunt de 1,5 mm pătrați, fir lițat. 1,5 mm pătrați este foarte indicat pentru circuitul de iluminat. Din siguranță, deci vine alimentarea cu curent electric, la fază, vine în doză, va pleca în întrerupător, va ieși din întrerupător pe firul albastru și va pleca în lampă. Firul de nul cel albastru va pleca din siguranță, va ajunge în doză, se va întâlni cu firul albastru de la lampă și va merge din siguranță nulul în continuare în lampă. Faza o întrerupem în întrerupător, niciodată nu se pune faza direct în lampă. Firul de protecție se unește cu firul de protecție de la lampă, în această doză, da? Iar la lampă, protecția se pune pe corpul de iluminat, fiind de a lustră sau aplică, în momentul în care este o scurgere de curent, să atingem aplica, să nu ne curentăm. În continuare, ne apucăm să legăm circuitul în doză. Respectiv, firul galben de împământare, se întâlnește cu firul galben de la lampă. Firul albastru, cel de nul, ce vine din siguranță, va pleca direct în lampă, tot pe firul albastru. Pe departe. Avem faza, da, ce ne vine din siguranță. Și o alimentăm la firul maro, ce pleacă în întrerupător. Deci ducem faza în întrerupător. Dăm deoparte. Și acum ne-au mai rămas două fire. Cel roșu, cel maro, faza, ce duce în lampă. Și firul albastru, ce iese din întrerupător și se va întâlni cu lampă, da? Deci ne iese pe albastru din întrerupător faza. Și o introducem pe maro, ce pleacă în lampă. Aici am făcut legătura doză. Deci pe rețea avem curent electric, da? Până în tablou. De aici ridicăm siguranța, da? Și acum avem tensiune pe rețeaua noastră electrică de iluminat. Și s-a aprins beculețul. Cam asta a fost, dragi prieteni. Sper că am fost destul de explicit. Dacă vă apucați de această lucrare, vă rog să respectați normele de sănătate și protecție în muncă, să nu lucrați sub tensiune, deci să opriți alimentarea cu curent electric, să purtați mănuși de protecție și să fiți foarte atenți la toate detaliile ce am avut de povestit astăzi. Până data viitoare vă salut și dacă vreți să mă susțineți, vă aștept cu o abonare, un like și un share. Vă salut și numai bine!